Bun găsit la Verde în față. Astăzi invitatul meu special este senatorul Dian Popescu. Bine ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Da, bine ați venit la mine acasă. Ieșit de o vreme din fața reflectoarelor doar, pentru că în politică a rămas la fel de activ, Dian Popescu pare doar că s-a retras un pic din viața politică a Gorjului, însă ne va confirma sau ne va infirma astăzi dacă lucrurile stau așa. Vorbim și despre alte chestiuni importante de la nivelul județului, politic, social și chiar economic, pentru că până să intre în politică, Dian Popescu a fost om de afaceri. Da, până una alta, ce face un senator în vacanță? Nu, ați început cu ceva și schimbați. Păi da, păi nu, că începem mai lejer. M-ați ieșit tu din politică. Așa, începem cu asta. Nu, asta ați început, nu eu, și lumea cred că asta așteaptă. Da. În politică, cel puțin ca ales, ca senator, nu poți să ieși când vrei tu. Pentru că cei care te-au votat, nu te-au votat să stai și să reprezinți interesele atâta timp cât ai tu chef. Că m-am retras în fața reflectoarelor pentru moment, o chestiune de partid, dar eu la București reprezint prin intermediul Partidului Național Liberal cetățenii care m-au votat. Și putem discuta, când vreți dumneavoastră, de activitatea mea de parlamentar, pentru că mulți se întreabă, dom'le, ce fac parlamentarii, și aici un subiect care trebuie discutat, pentru că lumea trebuie să înțeleagă și vis-a-vis de acele inițiative legislative și ce faci ca parlamentar și care este puterea pe care o ai ca parlamentar. De asta discutăm ori în altă ediție, ori mai târziu în emisiune. Deci nu m-am retras nici din viața politică și nici ca senator undeva în spatele ușilor. Nu, ca senator al Partidului Național Liberal reprezintă interesele județului Gorj și, după cum ați văzut, ori de câte ori sunt invitat și postul dumneavoastră a participat, ori de câte ori sunt invitat la discuții și la decizii și la muncă în vederea susținerii complexului energetic Oltenia, investițiilor în domeniul petrolier în județul Gorj, tot timpul particip la aceste discuții, îmi spun punctul de vedere, iar la București susțin cât se poate din punct de vedere legislativ și nu numai toate aceste investiții, toate aceste demersuri ale companiilor pentru a susține cât de cât locurile de muncă în județul Gorj. După cum știți, am avut un rol activ, inclusiv atunci când Petrofagul și-a anunțat retragerea chiar de aici, de la Țiclen. Am purtat discuții la nivel înalt și mi s-a promis atunci că această unitate va fi preluată de o altă companie petrolieră și asta s-a și întâmplat. Iar acum, când a venit director general de la Petrom, am fost invitat, am discutat acest subiect, pentru că sperăm să nu se închidă locurile, să nu pierdem locurile de muncă. Și ce s-a întâmplat acum? Ce se întâmplă acolo? Că tot am venit la subiectul ăsta. Sunt 5 companii și nu vreau să le dau numele, că nu e bine. Sunt 5 companii care sunt în acest moment pe piață, studiază, cum să spun, caietul de sarcină, nu caietul de sarcină, studiază la nivelul structurii Țicleni care sunt oportunitățile și cu una din ele Petrom va încheia un contract și va prelua de la compania Petrofac, va prelua, o altă companie va prelua această exploatare, sperând să mențină cât se poate locurile de muncă. Deci, până la urmă, nu, problema s-a rezolvat. Deci nu... Da, problema este rezolvată. Se creează o tensiune. Sigur, se creează o tensiune corectă, atâta timp cât o companie mare ca Petrofac își anunță plecarea, părăsirea acestui contract. Sunt 1000 și ceva de oameni care pot rămâne fără servicii. Și atunci s-a discutat și și-au dat seama și cei de la OMV, când atâtea presiuni, și domnul Călinău și eu, mergând direct la sediul companiei petroliere a doua zi, discutând cu directorii generali, cu factorii de decizie, și au dat seama că presiunea este foarte mare și că nu este de joacă și imediat au derulat un nou contract cu alte companii. Și sunt în acest moment 5 companii care sunt pe masă. Petrom, normal, fiind companii private, va regiona din aceste companii. Am înțeles. Bun, am intrat brusc în teme importante. De aceea am spus că eu, ca polițian și ca senator, nu mă pot retrage că nu am spus de acasă. Nu, am spus
mi-au dat mandat, un mandat de 4 ani. Mi-au dat un mandat al lor, având reprezentarea Partidului Național Liberal. Dar deocamdată sunt senator și reprezint interesele oamenilor. Da, nu, mă referam că nu că v-ați retras nici ca politician, nici ca senator, ci că n-ați mai avut reacții publice în ultima perioadă. Mai ales în ultima perioadă, când printr-o decizie statutară a trebuit să mă autosuspend din funcția de președinte, m-am autosuspendat și pentru a nu crea o ceață sau a nu crea o dezordine în Partidul Național Liberal, am decis ca din punct de vedere politic, strict politic al Partidului Național Liberal, să aștept și să las în noua conducere să se așeze, să văd cum și în ce direcție o ia Partidul Național Liberal cu o nouă conducere care este interimară până la noi decizii. Dar ați rămas membru PNL? Sigur că da, sunt membru al Partidului Național Liberal. Eu știu discuțiile și da, bufele din acele... Da, s-a vehiculat în presă că... Indiferent că ar fi Dian Popescu sau altul, s-ar vehicula imediat aceste bârfe, pleacă într-o direcție sau alta. Nu am de gând să plec în nicio direcție. Bineînțeles că în politică niciodată să nu spui niciodată cum se poate întâmpla, nu știu ce se poate întâmpla cu Partidul Național Liberal, în ce direcție o ia Partidul Național Liberal, care este decizia partidului și vis-a-vis de mine. La urmă, toți suntem supuși rigorilor partidului. Dacă partidul va zice nu mai avem nevoie de serviciile senatorului Dian Popescu, este posibil să fac politică în alt partid, dar până atunci eu sunt membru al Partidului Național Liberal. Bun, în ce relație sunteți cu Gabriel Oprea, președintele UNPR? Nu pot să spun că sunt într-o anumită relație. Eu cunosc pe domnul Oprea din 2003-2004, când absolveam Colegiul Național de Apărare și dânsul era în acel moment implicat în structura de securitate, ca și acum, a României și era conducea Colegiul Național de Apărare împreună cu un alt general. Îl cunosc pe vremea când era prefect. Cunosc de foarte mult timp. Deci ne așteptăm în septembrie la o intrare a dumneavoastră în UNPR? Dumneavoastră vă așteptați, eu nu. Am înțeles. Bun, nu, vreau un răspuns tranșant al dumneavoastră, pentru că au fost speculații în presă, fost știți. Au fost speculații și am spus-o asta. Și mai devreme. Eu sunt membru al Partidului Național Liberal și îmi doresc să rămân membru al Partidului Național. E un partid pentru care eu am muncit foarte mult și am avut de cazuri. În această bătălie pe care am dus-o să aduc partidul pe locul 2 în județul Gorj. De aceea țin foarte mult și sunt foarte atent la cei ce aterizează pe Partidul Național Liberal, care e direcția pe care o ia. Partidul, mai ales că această fuziune poate aduce avantaje, dar poate duce și în dezastru politic al vechiului Partid Național Liberal. Domnul senator, eu vă cunosc de o lungă perioadă de timp, de mulți ani, și pot să vă întreb verde în față, așa cum îi zice la emisiune, politica sau intrarea în politică v-a făcut rău sau bine? Nu, politica este facultativă. Exact. N-ați fost obligat să intrați în politică. Am intrat din plăcere. Într-adevăr, intrarea în politică a făcut ca să fac un pas în spate din afaceri. Pentru că nu sunt nici compatibile nici din punct de vedere legal și nici din alt punct de vedere nu pot să faci afaceri. Din punctul ăsta de vedere aveți perfectă dreptate, am pierdut mult. Dar pe partea cealaltă am câștigat din punct de vedere spiritual. Am intrat din plăcere, fac politică din plăcere, încerc să schimb ceva și am încercat în Gorj. Și dacă ați văzut că în Gorj am schimbat multe lucruri, am dat ton la alte idei în politică, am făcut un alt fel de politică. Chiar dacă a fost uneori agresivă, dar am făcut politică mare. Sau cel puțin asta am vrut să fac, nu teme mărunte. Mă uit acum la ce se întâmplă și mă uit cu stupoare rar, recunosc rar, că nivelul a scăzut. Dacă vă aduceți aminte, sunteți jurnalist vechi, jurnalist care m-a criticat foarte mult și nu cred că m-ați auzit vreodată să vă fi sunat să vă întreb de ce m-ați criticat. Corect. Am respectat tot timpul critica jurnaliștilor, asta e părerea dumneavoastră și mergem înainte. Chiar dacă era îndreptățită sau nu, chiar dacă aveați toate informațiile sau nu. Dar, mă rog, asta e punctul de vedere al noastră. E, dumneavoastră, cred că observați în acest moment, în afară de circ și a ne înjura unii pe alții, nu mai putem discuta nimic în politică. Aduceți-vă aminte ce teme discutam și pe ce baze încercam să punem politica, inclusiv vis-a-vis de complexul energetic Oltenia. Discutam de fuziunea cu Hidro, discutam de dezvoltarea extracției în domeniul petrolului, discutam de dezvoltarea
dezvoltarea și modificarea legii redevenției astfel încât să întoarcă mâna autoritățile locale, lucruri care sunt în acest moment, lucrăm la ele în Parlament. Uitați-vă că am picat legea minelor. Eu am fost unul din cei care am picat legea minelor, legea Reoșia Montană, care devenea constituțională. Am fost parte din comisie, mi-am luat multe, ca să vorbesc și pe termenii noștri, bastone în cap în această comisie, întrucât știți bine, Crin Antonescu a declarat public că legea minelor și Roșia Montană va trece în funcție de părerea domnului senator Bian Popescu, adică toată decizia Partidului Național Liberal în acele momente a fost la mine. Pentru asta trebuie să muncesc foarte mult, am citit mii de pagini să văd care este soluția bună și dacă Roșia Montană e bună și dacă legea minelor ajută. Discursul meu din plenul Senatului în numele PNR-ului am atras atenția că dacă ar fi legea minelor, n-am fi oprit-o și n-aș fi făcut modificările, toate exploatările de lignit din județul Gorj ar fi fost oprite. E public, pe site aceste. Sunt pe site aceste lucruri. Erau teme mari de dezbatere. În acest moment, vedeți și dumneavoastră, parcă suntem la Cancan TV. Cel de la PDL îl înjură pe Cârciumaru, pe Ponta, pe Călinoiu, fără să spună ceva, adică îl înjuri că face o greșeală, dar vino și cu soluția ta. Vedem pe cei de la PSD, cei tineri, nu vreau să le dau nume, înjură pe cei de la PNL, dar fără să vină cu o soluție. Deci au ajuns la un concurs de înjurături. Într-adevăr, îmi dau seama că au foarte bun dezvoltat vocabularul limbii române suburbane. Eu nu l-am atât de dezvoltat, deși credeam că l-am inițial, că vă aduceți aminte, nici eu n-am fost și nu sunt chiar atât de dus la biserică, dar nu se mai face politică în sensul bun al cuvântului, în sensul de a găsi soluții, și se merge pe un circ de tip, dacă vă aduceți aminte, PPDD-OTV, în care jurăm la televizor pe celălalt și poporul se uită la noi și îl votăm pe ăla că am jurat mai bine. Nu sunt de acord cu acest lucru, de aceea ușor-ușor mă și retrag din această lume și por discuții și dialog numai cu oameni de decizie care au substanță în spate, nu numai un bagaj de jurături. Da, vorbim de toate chestiunile astea. Din punct de vedere activității parlamentare și despre proiectele pe care le-ați inițiat în Parlament și după aceea de care v-ați ocupat, eu am să vă fac un singur reproș. Am și scris, n-am avut o explicație de la dumneavoastră la vremea respectivă, pentru că nu v-am întrebat. Spuneți-mi, vă rog, de ce niciunul din senatorii de Gorj nu ați susținut o inițiativă legislativă privind eliminarea pragului minim de achiziție a certificatelor verzi? Nu. Să ne înțelegem foarte bine și ajungem și aici. Dar vreau să trec în subiect aceste lucruri cu inițiative legislative, pentru că există anumite persoane în județul Gorj care să cheamă analiști, să uită pe site-ul IPP-ului, Institutul de Politici Publice, să uită câte inițiative a avut Dian Popescu sau ce inițiative. Da, nu. Asta este, și a spus-o și Pipidi, au spus-o europarlamentarii și au spus, domnule, faceți o greșeală, noi lucrăm în Parlamentul Europei alături de oameni care au democrații de sute de ani. Faceți o prostie și, într-adevăr, gândiți-vă 500 și ceva de parlamentari, dacă în fiecare sesiune, fiecare are câte o inițiativă sau două, sunt 1000 și ceva de legi care intră pe circuit. Legi care nu sunt bune. Nu, eu n-aș contoriza chestia asta. Aș contoriza doar întrebările și interpelările legate de județul pe care le reprezintă parlamentarii. Numai puțin. Ca să poți să faci o interpelare vis-a-vis de județ, trebuie să ai un cadru legal, da? Mă întrebați vis-a-vis de interpelări. Am avut, noi l-am chemat pe șeful ANR-ului, că lucrurile astea nu de multe ori trebuie făcute publice. Că nu de multe ori trebuie, că nu poți să chem șeful ANR-ului să vină în plenul Senatului și să facă un spectacol. Nu. Acel om trebuie să-l chemi la masă să discuți cu cărțile pe masă, pentru că are și el dreptatea lui. Avem și noi dreptatea vis-a-vis de certificate, pentru că nu influențează complexul energetic Oltenia, dar există varianta cealaltă în care noi am semnat, noi am aderat la Uniunea Europeană, în care spun certificatele verzi vin din energia verde. Noi am semnat 20-30% din energie verde. Vedeți dumneavoastră, și când ai semnat atunci ai pus un număr de certificate, ai pus o valoare și ai împins pe aia să vină să investească pe valoarea respectivă. Nu e vina investitorilor că speculează prostia ta? Dar prostia vine de pe vremea PDL-ului, când existau băieții deștepți din energie,
Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în perioada aia și cât s-a speculat, cât s-a furat din sistem energetic și vedem acum ce se întâmplă, ce face DNA-ul, pentru că din vremea aceea noi plătim acum. Și acum eu nu pot să vin, trebuie să vin cu ANR-ul care vine și spune, dom'le, sunt niște norme ale Uniunii Europene, eu am discutat cu domnul Ciurel problema asta și el știe foarte bine și este revoltat că venim din spate cu un bagaj greu, dar nu poți să blochezi nici certificatele verzi venite din energia verde și nici valoarea lor, am blocat-o, a blocat-o, guvernul Porta a blocat-o, un guvern temerar vreau să vă spun. Da. Pentru că e oarecum, temerar, nu uitați că au dat o lege, iar temerar, mie îmi place să recunosc aceste lucruri. Și când complexul energetic intră obligatoriu cu 500 de megawatts în sistem, iar e contra pieței, dar trebuie să ne salvăm complexul energetic Oltenia. Păi da, ordonanța aia a expirat și nu a prea fost pusă. Eu am cerut altceva în acele momente și am cerut-o public, vedeți, citiți presa vremii. Complexul energetic Oltenia, uite, dovedește în acest moment că este de siguranță și securitate națională. Implicând securitatea energetică. Asta nu înseamnă doar vara, trei luni cât este. Mai puțin implicând securitatea energetică. E, atunci guvernul, pentru că puterea de data asta este la guvern, că ține de executiv, nu de lege. Eu n-am voie să dau inițiativă legislativă pentru o companie că este neconstituțională, cum a fost privatizarea Rompetrol. Da. Inclusiv Roșia Montană devenea neconstituțională, chiar dacă trecea. Deci nu am voie ca inițiativă legislativă să vin să blochez certificatele pentru complexul energetic Oltenia. Nu am voie, nu-mi permite Constituția. Da. Guvernul întâi, în schimb, are dreptul, guvernul, la politici economice. El are dreptul să vină cu ordonanță fix pe domeniul respectiv, pentru un timp scurt, nu cu o lege. Deci nu am, din punct de vedere constituțional, discuțiile le-am avut și cu președintele ANR-ului, le-am avut cu secretarii de stat, cu care unul din ei a fost profesor, suntem într-o relație foarte bună vis-a-vis de acest subiect. Și s-a încercat un compromis între ce ne impune Uniunea Europeană și salvarea complexului energetic Oltenia ca entitate de siguranță națională. Am spus atunci și le-am spus și la București, haideți să trecem cu ea, să o băgăm în CSAT, nucleară electrică și complexul energetic Oltenia să fie de strategie și securitate energetică națională. Să creăm pentru ele un cadru. Nu s-a vrut acest lucru. Într-adevăr, aici trebuie și un consens politic mai larg, pentru că CSAT are nevoie de un vot unitar. Bun, poate alt cadru legislativ, pentru că a fost acea ordonanță care vă spuneam că nu a fost respectată cu intrarea în sistem. A fost respectată. Ea a expirat. Nu, a fost respectată ordonanța. Că dacă Bun. Nu aveam acea ordonanță, complexul energetic Oltenia avea mari probleme. Bun, acum cum vă explic? Deci dumneavoastră ați participat și la dezbaterea pe teme de energie de la TV Sud și recent, mai exact săptămâna trecută, în Gorj a fost ministrul energiei Gera, Andrei Gera, a avut o întâlnire cu reprezentanții ai companiei energetice de la noi, cu sindicaliști, cu cei din Ministerul Energiei, bineînțeles, și trebuia să vină și cei de la ANR. Cum vă explicați că președintele ANR se eschivează să vină și să dea explicații în Gorj, unde până acum, când a început seceta și complexul energetic merge mai bine, s-au lansat inclusiv tema intrării în faliment a companiei. Nu, tema și președintele ANR nu a venit nici de această dată în Gorj. Nu știu, să spună oamenilor... Dacă mă întrebați pe mine, președintele ANR, din punct de vedere electoral, aș putea să vă dau dreptate. Dar știți, chiar dacă am pierdut de multe ori, am trebuit să fiu corect cu mine și corect cu instituțiile statului. Și am fost corect chiar dacă am pierdut. Președintele ANR nu are dreptul să vină la nicio întâlnire cu companii private de tipul acesta în Gorj. Bun, am înțeles. El este sub ordinea Parlamentului, este votat de Parlament. Într-adevăr, Parlamentul trebuie să răspundă la deciziile care le ia, dacă sunt decizii legale sau ilegale. Deci, el trebuie să fie, ANR-ul e o agenție, unitatea statului, până la urmă, da, de reglementare. Corect. În domeniul energetic. Deci, el trebuie să reglementeze toate felurile de energie și trebuie să fie o punte rigidă și solidă în același timp între distribuitori, pentru că noi avem o mare problemă, ne-am vândut distribuția anii aceia și acum plătim, între distribuitorii de energie și vânzătorii de energie, astfel încât acei distribuitori de energie, cum e CEZ-ul, da, GDF Suezul și mulți alții, să nu speculeze facturile, pentru că fiind unici, ne pot da gazul și energie electrică cu prețurile pe care îl vor ei. E, atunci Agenția Națională de Reglementare în domeniu, ANRE-ul, vine și le spune
Nu poți să vizi megawattul către populație sau către sistemul economic cu mai mult de atât și ei vin și spun da, și aici apar niște cheltuieli, discuții pe care acelea companie le are și el trebuie să reglementeze. În momentul în care el vine la Gorj, să duce la complexul energetic cu Nedoara, toți îl vor chema, veniți și la noi. Veniți și la noi. Noi trebuie să fim competitivi cu complexul energetic Oltenia, iar noi trebuie să-l aducem astfel încât să nu lăsăm în bătaia NRE-ului. Aici e o problemă. Să nu lăsăm la aceste instituții. Nu să cămim instituția să negociem cu ea. Noi trebuie să intrăm cu el legal în ANRE și ANRE-ul să-i punem verde în față. Domnul senator, nu știu cât de reglementator cinstit este în ANRE. În condițiile în care vin, vă spun eu mai departe, din sistem în ANRE și pleacă dacă în energia lăsați, verde sau la companii. Dacă mă lăsați, vă rog. Vă spuneam, da. Nu că pleacă în energia verde sau pleacă în complexul energetic. Sau vin de acolo, nu, la reglementator. Ar fi ok, dar vin și stau vicepreședința ANRE 2 ani, 3 ani, 4 da. Ani, își umplu buzunarele. Da. Aici eu recunosc să s-a întâmplat. Și pleacă director general sau director general adjunct unde? La CEZ? Da, la GDF exact, Suez? Corect. La companie de distribuție pe care le-a protejat corect. Pe prețul populației. Aici este problema. De asta m-am spus că președintele ANRE trebuie să fie o punte. Asta, dar n-am știut să dau explicația trebuie asta. Trebuie să fie e o punte important. Rigidă, pentru că el când îmi vine mie megawattul cu 230 și eu spun nu, trebuie să mi-l dai cu 170, că atât ai în piață în acest moment, în piața liberă, zice da, dar eu mai am cheltuieli. Dacă ANRE-ul, reglementatul spune care sunt cheltuielile pe megawatt? Păi mai am 30 de lei pe megawatt. De ce? Păi mă plimb cu mașini scumpe, să nu dau numele de mașini. Păi eu am avion privat al CEZ-ului, care toate cheltuielile astea de regie le decontează din facturile noastre. Asta trebuie să facă ANRE-ul, să vină să-i spună cheltuielile cu salarizare atât, că atâta sunt salariile în România, cheltuielile cu alea atât, că atâta sunt în România, iar profitul tău trebuie să fie declarat. Și profitul nu l-a ascuns, că dacă a ascuns profitul și nu l-ai declarat, ți-l impozităm, avem grijă să ți-l impozităm, că tot la profitul ajungi. Și atunci nu lași populația în bătaia vântului. Acum, dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, nu pot să fiu ipocrit, pentru că tot la televiziunea noastră am spus-o. Sunt interesele și presiunile atât de mari venite dinspre companii, pentru că aceste companii reprezintă niște state. CEZ-ul reprezintă Ciehoslovacia, e de stat. Da. GDF Suez-ul reprezintă Franța. Ei, sunt presiunile politice atât de mari încât este foarte greu să răzbești în fața acestor presiuni politice. De aia spus că președintele ANRE, eu nu iau parte domnului Havrideț, pe care îl cunosc. Trebuie să recunosc că a venit din Partidul Național Liberal propus acolo. Dar văd că nu l-a schimbat nici domnul Ponta, deși avea o majoritate parlamentară pe care putea să-și o exercite să-l schimbe, că nu răspundea cerințelor guvernului. Dar domnul Havrideț, să știți, pe partea cealaltă este un om destul de bine pregătit. Nu știu cât de bine intenționat, asta nu eu pot să fac o analiză. Am înțeles. Dar complexul energetic Oltenia, să revin la bucătăria noastră, complexul energetic Oltenia trebuie să-l punem astfel încât legislativ, și asta guvernul trebuie să facă acest lucru, nu parlamentul, trebuie să-l pună legislativ în asemenea situație, astfel încât, indiferent cine-i directorul ANRE-ului, președintele ANRE-ului, cine sunt adjunții ANRE-ului, care sunt interesele lor, să n-ai ce să-i faci. Bun, și atunci ai rezolvat această situație. Am înțeles. Mai avem un minut până la publicitate, dacă puteți un răspuns scurt. Totuși, ăsta e un alt punct slab al parlamentarilor de Gorj, care nu e un reproș. Nu poate să fie un reproș, eu chiar vă rog, spuneți-mi adică, că și reproș, că poate greșești, poate nu mi-am dat seama. De ce n-ați putut parlamentarii de Gorj să lăsați orgoliile politice la o parte? Dar le-am lăsat. Nu, să vă întâlniți undeva, toți, fără excepția niciunuia. Nu poți să... Și stați un pic, și să vă exercitați controlul asupra ANRE până la urmă. Nu ai drept. Bun, spun ceva. Dar puteți să aveți o discuție cu Havrileț și nu. Să nu cei 11-12 parlamentul sau câți... Nu pot, decât instituțional la nivelul parlamentului că te bagă la trafic de influență. Bun, atunci cei 11 deci să inițiați nu știu. Dacă mă duc mâine la Havrileț, totuși compania Complexul Energetic Oltenia e o companie până la urmă privată. Păi nu vă putea băga la trafic de influență că nu există elementul material, adică nu vă dădea ceva complexul nu, ca să faceți demersul ăsta politic. Cum să nu dea complexul? Cine știe ce se găsea? Nu poți, nu ai dreptul. Dacă ați văzut cât de... Nu știu, puteți elabora un memoriu din partea celor... Aia s-a făcut, l-am chemat, cum? Câte discuții n-au fost? 11 parlamentari. Au fost mari discuții, nu, de ce? Fiecare ne-a făcut treaba. Acum eu nu pot să acuz nici pe... Și nu vreau să dau nume colegilor din Parlament, fiecare că și-a făcut treaba. Toți am fost la unison în acest sens. Dar vreți o decizie sigură. Nu se poate lua, pentru că astea decizii revin executive guvernamentale. Iar guvernul e la PSD, eu sunt la PNL, cu toate că pe
ce ține de complexul energetic Oltenia, am mers în consens. Singurul consens pe care nu l-am avut în complexul energetic Oltenia, când eu i-am cerut demisia domnului Ciurel, în anumite momente. Nu s-a realizat consensul atunci. Acum mai sunteți de aceeași, mai sunteți constant? Da, sunt, eu, dacă vă auziți, am de a fost constant și atunci și acum. În schimb, domnul Ciurel s-a cam oprit, dacă ați văzut, din restructurări și din ce a vrut să facă. Vă auziți aminte că e schimbat politic? Eu nu mă pot contrazice pe mine. El a făcut schimbări în complex, nu contează de management, ca să schimbe politic. Deci au fost 6 MC-uri, le-a făcut 12 ca să poată să dea jos directorii, să nu fie dat în judecată. Deci e noaptea minții și atunci am spus, ce faci tu politic, distrugi un complex? Ei, în acest moment domnul Ciurel se ocupă, într-adevăr, în aceste momente, din păcate, în aceste momente trebuie să lucrăm mai demult, de funcționarea complexului energetic Oltenia, nu de schimbat oamenilor. Dar, mă rog, i-a schimbat. Să zic că nu mai are obiectul de activitate. Dar cred că și-a dat și seama că face o greșeală în acel moment, că se pare că după noile proiecte și de proiect de management al domnului Ciurel, trebuie să refacă înapoi structura care a fost pe vremuri. Am înțeles. Deci am avut dreptate când a făcut bine ce a făcut. Ok, luăm un scurt moment publicitar și revenim apoi în partea a doua a emisiunii. La Verde în Față, invitatul meu de astăzi, senatorul PNL Dian Popescu, încă PNL și spune domnului că și din toamnă tot PNL va fi. Bună, senator. Insistați. Da, da. Insistați. Pentru că vă întreb altfel atunci, tot da. Cu privire la acest subiect. Părea că vă simțiți mai bine în USL decât în alianța cu PDL. Sunt două lucruri distincte. Păi de asta vă întreb. Nu, sunt două lucruri distincte. Sau mai confortabil, dumneavoastră. Nu, sunt două lucruri... dumneavoastră personal. Nu, mai puțin, sunt două lucruri distincte. În USL era o alianță. Da. Cu PDL n-am făcut alianță. Fați însurat. E fuziune. Fuziune, două lucruri mari și distincte. Ca și parteneri, adică erați mai confortabil. De data asta nu mai sunt partener cu PDL, nu pot să fiu partener cu PDL-ul. De data asta e același partid. Da. Înțelegeți? Sunt două lucruri distincte. Bine, dar și în interiorul partidului mai faceți diferențe. Dar oare asta nu aveți o memorie scurtă, sunteți jurnalist. Da. Știți bine în USL cât am luptat și n-ați fi putut zice la ora aceea că m-am simțit foarte bine în USL. Ia duceți-vă aminte. Da, mi-aduc aminte. Da, deci bun, nu că m-am simțit bine. Și atunci a fost o decizie politică luată la nivel central, o decizie bună, deși prima dată n-am fost de acord cu ea, deci s-a dovedit ulterior că am greșit. Deci după aia m-am repliat, o decizie bună, dar n-am lăsat Partidul Național Liberal pradă unui partid mare cum era PSD-ul. Aduceți-vă aminte ce lupte am dus atunci cu liderii, cu domnul Cârciumaru, cu domnul Călinoiu, pentru a menține Partidul Național Liberal pe opoziție și... cum spuneți dumneavoastră, chiar în lumina reflectoarelor, un partid care a și muncit în acea perioadă și a făcut și treaba, dar nu l-a lăsat să fie atras și pradă acestui joc politic. Apropo, când v-ați întâlnit ultima dată cu cei doi lideri, cu domnul Călinoiu și cu domnul Cârciumaru? Când a venit directorul Petru... Nu, neoficial. Nu, în cadrul întrebat, neoficial. Nu, când v-ați întâlnit ultima dată? M-ați întrebat când m-am întâlnit ultima dată. Când a venit, liderul Petrom la Gorj și a expus punctul de vedere vis-a-vis de investițiile și ajutorul pe care îl va aduce în județul Gorj. Am înțeles. Deci este ultima dată când m-am întâlnit. Iar neoficial, dacă vreți, haideți că vreți lucrurile deci de deci în cadrul neoficial, nu mă interesează. Neoficial cu domnul Călinoiu nu m-am întâlnit de foarte mult timp, cred că de un an de zile. Iar cu domnul Cârciumaru m-am mai întâlnit de vreo două ori, cu câteva, două, trei luni în urmă. Ne-am întâlnit la o cafea, dar n-a fost subiecte de discuție vis-a-vis de politică în mare. Am înțeles. Haideți să intrăm în ce se întâmplă acum în PNL Gorj. Ce costuri electorale credeți că va suporta partidul prin, nu știu, pierderea, ca să nu-i zic, în cazul Moșoiu, spre exemplu, revocarea din funcția de primar, în cazul... primarului Pavel care a fost termenul. Păi Moșoiu a fost revocat de, nu din PNL, din calitatea de primar. Nu a fost revocat. De cine? A fost revocat ieri, de către prefect. N-am știut. Da. Deci a fost revocat, s-a emis instituția prefectului a emis ordin de revocare a lui Moșoiu. Da, definitivă. Nu știu, asta este primarul Pavel a intrat sub incidența statutului, deci din PNL l-a pierdut. Primarul Pavel, n-a... Da, am înțeles. Pe Iordache... A fost pus de înaltă curte primarul Pavel, cunosc foarte bine subiectul, primar înapoi.
Da, dar din cadrul partidului. Din cadrul partidului... Ea a fost pe statutul. Asta e o chestie statutară, statutul m-a vizat și pe mine, l-am respectat. Da. Acum nu pot să-mi dau seama de pierdele. Și uitați, domnul Iordache radiat ieri seară. Ce înseamnă? Cum adică radiat? Doamne, adică din funcție, vedeți din calitate de membru? Vedeți dumneavoastră, sunt... aici aveți perfectă dreptate. Păi explicați-mi asta, ca să știți statutul, este că dumneavoastră ca, jurnalist, dumneavoastră ca jurnalist nu vă explicați ce e radiere, că nici eu nu mi-explic, că nu știu ce este această radiere. Nu există în statut... Nu știu ce au vrut acești indivizi să facă și ce vor să facă cu Partidul Național Liberal, pentru că... Vedeți, când pui pe cineva care n-a avut, n-a condus, să vorbim pe interes, pe limbajul nostru, n-a condus trei capre, cum e acest domn Barbu, viața lui. Toată viața lui a fost speculant și pe unde a fost, fost dat afară. Ba din OTV, ba din Partidul Conservator, ba din Televiziunea Română, el a fost dat afară. Și acum îl iei direct și îl pui președinte de filială. Nu e vina mea, nici vina partidului. Partidul n-a știut, a crezut că fiind senator de Gorj, îl pui. Bun, și... nu partidul l-a pus acolo, l-a pus cineva, da, un din om. Da, conducerea de sus, nu partidul. Nu. Partidul n-ar fi pus acest individ. Partidul Național Liberal n-ar fi pus acest. L-a pus doamna Gorghiu? Nu știu dacă doamna Gorghiu l-a pus, dar Gorghiu l-a primit biroul politic național, nu știu nici eu foarte bine, că în perioada aia n-am fost, a fost foarte mare rapiditate, eu m-am autosuspendat la acea ședință de birou, da. Mi s-au adus mulțumiri vis-a-vis de cum am condus partidul și care au fost rezultatele în timp, pentru că s-a făcut o analiză, rezultate extraordinare și mi s-au adus mulțumiri la scena deschisă, asta e, așteptând să rezolv problemele. Și a fost numit domnul Barbu pentru că el era senator de Gorj și în acel moment a fost rapiditate. N-am fost întrebat, că dacă ar fi fost întrebat, i-aș fi explicat, domnule, filiala Gorj, o filiala care se bate cu un PSD foarte puternic, unde liderul Victor Ponta vine de acolo, poți să pui un om care n-a condus trei capre în viața lui, el nu știe cum funcționează un partid, că el n-a fost într-un partid, el a fost la OTV, de la OTV Dan Diaconescu. Și mai e o problemă grea, nu poți să aduci un om să-l pui lider de partid, un om care a venit aici și... un an de zile a mințit oamenii împreună cu Dan Diaconescu că dacă îl votează le dă 10.000 de euro pe lună sau 10.000 de euro. Aduceți-vă aminte, da, acele, da, promisiuni. Tăiau porci pe insuliță și le dădea să mănânce și a profitat de sărăcia oamenilor ca să-i aducă la vot. Au distrus privatizarea Olchimului atunci, ați văzut măgările, da, care s-au făcut atunci. Ei, acest individ care a înjurat PNL-ul rău, nu ca alte partide. Bun, rău. Păi să nu să vă întreb. Pui, stați un pic. Stați puțin, da, să iei să-l pui liderul partidului. A fost o greșeală, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală și mai mult decât atât, el necunoscând Partidul Național Liberal, vedeți noastră, el a pus în frunte oameni care sunt în partid de 6 luni, de un an de zile, pune președinte la municipiu un om care, eu i-am adus, recunosc, dar oamenii n-au așteptat să crească în partid și să-și capete vechime și experiență, să curadă Partidul Național Liberal. S-au înconjurat de vreo 3-4 oameni care n-au avut tangențe cu Partidul Național Liberal din vechime, să aibă experiență, să cunoască ce partid, să cunoască ce era spirit al Partidului Național Liberal. Eu am iubit acest partid pentru spirit. Vreau să știți foarte bine că ați făcut emisiuni cu o serie de membri ai Partidului Național Liberal care mă înjurau deși eram membri și membri din birou? Da, corect. Este adevărat? Da. Au fost dați oameni, acei oameni afară din partid? Nu, da. Nu am dat niciun om. Nu, dar i-ați marginalizat, adică nu i-ați mai ținut lângă dumneavoastră. Clar, adică nu mai stat la masă cu dumneavoastră. Dacă mă înjuri, nu te dau afară. Corect. Da, normal că nu iei decizii, că ești de altă direcție. Dar nu l-am marginalizat, l-am lăsat membru în structura respectivă. A, că nu l-am mai luat lângă mine permanent, e un alt subiect. Bun, cum vă explicați atunci că primarii Vulpe și Leuștean s-au lepădat scurt de dumneavoastră? Nu, nu s-au lepădat scurt de dumneavoastră. Da. Vulpe, e normal, lumea vrea să ajungă și el deputat. Cine, primarul de la Câlnic? Da, primarul de la Câlnic. Vrea să fie și el mare, să fie... Acum nu mă deranjează acest lucru. Dumnezeu, e bine că vrei să fii. A, că nu-ți vezi lungul nasului. E un alt subiect. Asta nu ține. Ține de educație, ține de altceva. Și nu mă deranjează. Ce, i-am dat afară? Nu i-am dat afară, din contră, i-am ținut membri în birou. Se duceau pe la București, cântau pe acolo, stăteau pe la uși. Și eu, când am făcut birou, cum vroiam eu, puneam pe Vulpe înapoi în birou, în dreapta mea. Așa se face, ăsta e spiritul Partidului Național Liberal. Păi până veni otevistul de la PPDD, păi nu mai înțelege lucrul ăsta, nu înțelege fenomenul. El încearcă să transforme PNL-ul în PDD-OTV. Nu merge.
o să vadă că își va rupe gâtul, iar ideea lui de a se folosi, ideea lui de șmecheraș, chiar e un șmecheraș de Dămăroaia, ideea lui de șmecheraș de Dămăroaia, Dămăroaia e un cartier periferic al Bucureștiului cândva, era la periferia Bucureștiului, un șmecheraș de Dămăroaia, fără niciun background și niciun CV în spate, crede că poate prosti un județ, cum l-a prostit cu OTV-ul, cu PPDD-ul atunci, de a lua 30%, poate prosti un județ întreg, poate prosti liberalii să mai au un mandat de senator, că pe el oricum nu-l interesează Gorjul. De unde atâta iubire? Deci ăsta este interesul lui Tudor Barbu? Bineînțeles. Încă mandat de senator? Încă mandat de senator în județul Gorj. Dar până să vină Tudor Barbu sau să fie impus președinte interimar impus. La PNL? Okay. A fost impus. Pus de București. Au rămas oarece disensiuni între dumneavoastră și Tudor Barbu din vremea când ați fost contracandidați pe Colegiul 1? Nu, departe ideea. Departe ideea. Din contră, eu l-am adus în PNL. Acum să vă spun și istoria cum l-am adus în PNL. Așa. Am fost rugat de președinte Crin Antonescu, era plecat la Bruxelles pe vremea aia și Tudor Barbu plecase de la PPDD, că PPDD se desfințase. La PC? A plecat la PC cu niște interese. Poate o dată o să vă povestesc și toate interesele astea care le-a avut Tudor Barbu până le-a avut, că sunt istorii frumoase care rămân în istorie. El jucând speculativ, cum juca pe la televizor, înjură-l pe ăla și spunând mâine, nu te mai înjur dacă mă pui, că la modul ăsta merge. Așa? S-a dus la Partidul Conservator și era al 7-lea senator din Partidul Conservator, format de grup în Senat. Și domnul președinte Crin Antonescu era plecat la Bruxelles în acea perioadă, era USL-ul, era ruptura între PNL și PSD, tocmai s-a produs ieșirea din USL și era încă președintele Senatului și atunci m-a rugat domnul senator, mai avem nevoie de 2 senatori de la PC, unul sau doi, ca să desfințăm grupul. Ăsta este jocul politic, să nu mai aibă PC-ul grup în Senat. Da. Și atunci am zis, da, domnul președinte, nu-i niciun fel de problemă, puteți vorbi cu Tudor Barbu, am înțeles ce a făcut acolo, mi-a povestit, știm ce s-a măscărit. Zic, nu se pune problema, domnule președinte, decizia partidului o respectăm, chiar dacă eu pot să trec peste un măscărici, că tot măscărici va fi. Și m-am dus și am spus, bă, vină în Partidul Național Liberal, nu e niciun fel de problemă. Și el atunci s-a luminat fața și a dat seama că îi se întinde o mână pe un teren și a zis, gata, știind că poate să prostească și pe aici. L-am sunat pe domnul președinte și am spus, da, am vorbit, vine, dar trebuie să vorbească și cu noastră, că așa e normal. A vorbit, a pus niște condiții halucinante, care Crin Antonescu i-a spus, du-te, condițiile astea nu le vei obține în PNL niciodată. Crin nu putea să admită așa ceva. Crin Antonescu era unul care respecta liberalii vechi. Și ați văzut istoria Partidului Național Liberal și istoria lui Crin 5 ani președinte. Toți liberalii, niciunul n-a fost înlăturat, toți au chit că au fost opozanți. Și până la urmă, dându-și seama, a venit și a spus, bă, vin înapoi, vin în PNL totuși, dându-și seama că nici pe ce unul i-a dat ce a cerut, că știu ce a cerut și pe ce, și a fost adus în Partidul Național Liberal de mine. Pentru a avea voturile, cum se practică și acum în Parlamentul României. Spuneți-ne că tot sunteți la ora destăinuirilor, așa, de unde au plecat disputele cu Octavian Lupulescu? Nu pot să-mi dau seama, e psihice ale omului, nu. Întrebați doctorii, nu pe mine. Păi nu, stați un pic, păi și acum, bun, că dumneavoastră ați fost în relații foarte bune. Eu l-am adus, l-am luat dintr-o grădină, era în cizme, că-l cunosc de mic copil, l-am adus și, haideți să vă spun ceva, domnul, nu să vă vină să credeți. De ce spun că sunt probleme de doctor, nu-s de mine? Nu pot eu să dau rezultatul. Toți doresc președință. Mulți, nu toți. Sunt oameni care își văd lungul nasului, oameni cum busim, cu educația acasă. Pe Octavian Lupulescu. La municipiu. Exact. Și pe urmă s-a gândit că e bun și de președinte la județ. Așa a început să vă lucreze? Nu să lucreze, a început să deraieze. Și a deraiat și atunci. Eu nu pot să las Partidul Național, l-am și schimbat din funcția de la municipiu. Nu pot să las. Că poți să greșești. Ce se întâmplă, domnul Matei? Eu nu sunt și doctor. Am greșit și eu la oameni. Au greșit toți politicienii țării. Au greșit la oameni. Au greșit Gorghiu și cu conducerea când l-a pus pe Barbu. O să vedeți că se dovedește, se va dovedi că au greșit. Toți putem greși în aceste momente. Da, și credeți că nici acum nu e mulțumit cu funcția de secretar general? Nu știu, nici nu mă interesează. Am înțeles. Prea mult, prea mărunți ca să discut de ei. Oameni mărunți ca oameni, nu că așa discut despre orice om. Da. Despre orice om, dar discut de oameni.
De caractere, nu discut de mărunțișuri. Bun, spuneți-ne, ce cu jocul ăsta? Astăzi, în ședința Consiliului Local, PNL au venit sau vreau și să intenționau să vină cu o propunere pentru funcția de viceprimar la Târgu Jiu, în condițiile în care nu existau șanse, neavând absolut niciun... Domnul Matei, asta este jocul democratic. Bun. Este normal. Când ai posibilitatea să propui, trebuie să propui. Să fii un partid viu, să... Da. Dar dacă îmi spuneți și cer scuze că nu știu pe cine au propus... Pe probabil pe, la ora când înregistrăm emisiunea nu știu nici eu. Dar ce a apărut zilele astea în presă și pare să se confirme, domnul Gore Popescu? E un băiat care a lucrat în o anumită structură a Complexului Energetic Coltenia. E un om care ar putea duce, domnul Gore Popescu ar putea duce această, numai că... această poziție. Să știți foarte bună, uite, uite o propunere, uitați o propunere, deși nu e la mine la PNL, e de la PD. O propunere chiar foarte bună. Păi înseamnă că v-ați împăcat cu Dan Vâlceanu. Dar n-am fost certat cu Dan Vâlceanu niciodată. L-am și lăudat pe Dan Vâlceanu. Da, chiar am văzut azi când documentând mă pentru lăudat emisiune. Nu, eu sunt corect, pot să laud. Păi și Dan Vâlceanu a zis că ar fi o pierdere să plecați din PNL. L-am lăudat pe Dan Vâlceanu și am spus că și-a dus visul la capăt. A preluat și PNL, vechiul PNL, deocamdată. Deocamdată, că încă ce mai sunt... I-a dat o masă lui Tudor Barbu, să nu-i mai spun Tudor, i-a dat o masă domnului Barbu la un restaurant în Târgu Jiu, masă mai bogată, și a preluat Partidul Național Liberal. Cum adică? Ce vreți să spuneți? Nu. I-a plătit masa la prânz. Am înțeles. Și Tudor Barbu îl cumperi foarte ușor. Pentru că Tudor Barbu, eu îl cunosc foarte bine, asta nu-l cunoașteți. Adevărul e că nu l-a cunoscut nici Gorjeni, eu îl cunosc. Păi, dar ați avut astăzi o declarație la un post de radio, ceva că nu poate fi vândut pe o masă la un restaurant, asta s-a întâmplat, la asta mă refeream. Dan Vâlceanu a înțeles lucrul ăsta, a știut, s-a prins și aici îl felicit. N-am ce să spun, eu trebuie să recunosc când oamenii sunt abili. L-a cinstit de două ori și pe el și pe aghiotantul lui la Ana. Cer scuze. Nu-i problemă. Cine e aghiotantul lui Tudor Barbu? Aghiotantul, știți foarte bine la cine mă refer. I-a cinstit pe Barbu și pe aghiotant și pe urmă le-a luat partidul. Nu vedeți că decizii... Domnul Matei, sunteți jurnalist cu experiență. Eu o să las un CEJEX, un scriu județean executiv majoritar, în care pe statut ai dreptul să pui secretarul și purtătorul de cuvânt. Iar tu purtătorul de cuvânt îl cedezi. Da, au fost discuții aprinse. Dar nu știu că au fost discuții, nu a fost nicio discuție. Tu te duci și îl cedezi la masa verde. Adică spui, luați-l voi. Da. Păi dar nu se face așa ceva când tu ții la partidul tău. De aceea am spus și nu numai asta. Uitați-vă ce decizii a Otevistul. Toate deciziile Otevistului sunt deciziile PDL-ului, al lui Dan Vâlceanu. Și aici Dan Vâlceanu e de apreciat și de felicitat. Eu îl felicit. Dan Vâlceanu a învățat multe lucruri din șolfăneala politică. Normal, vine din PSD și Dan Vâlceanu și PSD-ul, partid, cu structură comunistă în spate, foarte bine lucrată. Și Dan Vâlceanu a învățat lucrurile astea. A învățat să tacă și să cumpere oamenii. Și a cumpărat foarte bine, numai că Barbu să cumpără ieftin. Bun, ia evaluați un pic, dacă doriți, bineînțeles, pe cei care s-au înscris în cursa internă din PNL pentru primăria Târgu Jiu. Dacă mi-i spuneți, eu nu știu. Marcel Romanescu, Eduard Berca... Niciunul din ei nu o să câștige niciodată. Nu, e un pic. Niculina Mocioi... Mari șanse. Să ce? Ar fi avut mari șanse și are mari șanse dacă participă. Cu o singură condiție. Să nu candideze domnul Cârciumaru. Așa și, pe, deci, noua lege, pe vechea lege și actualizată de noi, eu n-am fost de acord cu această lege. Eu vreau primar din două tururi pentru a întări forța partidului, dar asta e decizia politică și a noastră și a PSD-ului, a fost consens. Cu primar din primul tur, pe domnul Cârciumaru nu-l poți bate. Păi nu, am înțeles, dar în condiția în care nu va candida Florin Cârciumaru, cine ar avea șanse dintre cei trei, Mocioi, Romanescu, Berca? Acum nu știu dacă, pe cine... Păi e lupta internă, prima dată, sondaje, chestii. Doamna Mocioi încurcă. Va fi decapitată de Vâlceanu. Dar asta i-am spus-o ei acum 6 luni în urmă. Păi de ce? Că în presă au apărut, și au apărut informații, nu în presă, și așa din mediul politic, cum că domnul Vâlceanu și doamna Mocioi, din contră, ar fi făcut echipă și complotează împotriva domnului Romanescu. Domnul Matei, suntem aici? Da.
Emisiunea asta o veți păstra? Corect. Niculina Mocioi va fi decapitată de Vâlceanu. Și de Tudor Barbu nu se mai pune problema, că Tudor Barbu nu o suportă din nicio culoare. Deci Tudor Barbu nu o suportă pe Niculina Mocioi. Tudor Barbu va spune lui Dan Vâlceanu, îți dau X, dar decapitează-o pe Niculina Mocioi. Asta va fi trocul. Romanescu e pierzător. El are o etichetă de pierzător. Foarte greu să câștige. Foarte greu. Foarte greu. Numai dacă candidează singur, are șanse. Pentru că el are etichetă de pierzător. Trebuie să aibă o campanie foarte puternică, bine structurată. Și nu o văd ca Marcel Romanescu să aibă această campanie. Eu când v-am mizat pe el și mi-am dat seama că e alura de pierzător și nu vei câștiga. Edi Berca poate face un scor bun, poate prinde chiar 5% dacă candidează la primăria Târgu Jiu, chiar 6. Și e un scor bun? Bun. Am înțeles. Eu am spus că am fost întrebat. PNL-ul trebuie să iasă cu un profil de candidat. Candidatul unui om tânăr, bătăios, care din acest moment trebuie să ia din casă în casă, din ușă în ușă, și să viziteze până la anul... Trebuie să-l lase partidul prima din dată. Acest moment, bineînțeles, trebuie să viziteze 10.000 de apartamente. Da. Trebuie să meargă din casă în casă, să vină la dumneata acasă, să spună ce are de gând cu 5 puncte de vedere, 3 puncte de vedere ale lui vis-a-vis de dezvoltarea orașului și chiar dacă îl scoți afară să mai vină o dată. Am înțeles. Să vadă lumea, da. Atunci va vedea că e un om dârz. Am spus cum se va putea bate chiar Crăciumaru. Cum îl poți dar bate? Dar în acest moment cu acești candidați, păi da, nu se poate face campanie nici în Cârciumă, nici la chefuri și nici prin sediul partidului și nici pe la televizor. Am înțeles. Televiziunea îți poate aduce un avantaj 10, 15, 20%. Atât. Dar omul trebuie să te vadă. Iar dacă ai căpătat alura de pierzător, ăsta aura de pierzător. Bun, foarte scurt că s-a cam terminat timpul. Spuneți-mi, cu siguranță Dan Vâlceanu va fi pe lista de consilier județean și probabil își va dori funcția de președinte al Consiliului Județean. Dacă PNL-ul nu bate PSD la Consiliul Județean, ce se întâmplă? În mod automat, își pierde și funcția de președinte la partid? N-am de unde să știu aceste lucruri. Nu, n-am de unde să știu, pentru că alegerile vor fi în 2017, dar... Nu, în 2016. Nu, alegerile interne. Nu, dar pierzând Consiliul Județean în iunie 2016, mai prinzi toamna ca copreședinte al PNL? Depinde de relațiile pe care le are cu București, cu cei de la PDL de acolo. Am înțeles. Dar lucrurile sunt urcate, nu-s bătute în cuie. Gândiți-vă că sunt două forțe mari politice în acest moment în județul Gorj. Noi, cei de la Partidul Național Liberal, care în loc să o luăm pe un trend ascendent susținut de Klaus Iohannis în spate, să preluăm, să transferăm din voturile președintelui, noi venim aici și din fuziunea cu PDL, în loc să facem un partid mare cu oameni care să se înțeleagă, noi facem ședințe și ne ocupăm de excluderi, de bârfe, tipic OTV, că normal, că Tudor Barbu, dacă a fost la OTV, el aia știe să facă și în ședință, OTVisme. Ori să înjure, ori să intrigi, ori, pentru că el a învățat un lucru. Hai să dezbin, eu să-mi iau mandatul de senator, știe joaca, iar pe ăștia îi prostesc. Poporul are memorie scurtă, dar nu foarte scurtă. Am înțeles. Ultima întrebare. Dacă Tudor Barbu își dorește un comandat de senator, dumneavoastră, ce vă doriți în 2016? Să ajung până în 2016, să rezolv toate problemele și după aceea voi discuta. Asta nu înseamnă că nu voi mai vrea un mandat de senator. Am spus-o de campania de trecută, că voi lua două mandate și două mandate voi lua. Păi trebuie să vă bateți pe listă cu Tudor Barbu, la vârful listei acolo. Nu știu dacă ajunge Tudor Barbu până atunci. Până când? Până în 2016? În acele liste. Am înțeles. Și ultima întrebare. Poate își dă demisia singur. Nu vedeți că există... există tot felul de întâmplări în viață. Unii să sinucid, Doamne ferește. Unii își dau demisiile, unii să retrag peste noapte. Sunt oameni, acești oameni sunt imprevizibili. Cum peste noapte s-a dus pe la PC, a venit pe la noi, pe la PNL, dacă te trezești cu Tudor Barbu că se mută la Partidul Primarilor. Apropo, că nu v-am întrebat de asta și s-a terminat timpul, are vreo șansă Partidul Primarilor? Sigur că da, local, sigur că da, cum să nu aibă. Ați auzit de chestia asta? Am auzit, sigur că da, se face. O unitate a primarilor, dacă vor găsi un lider
Și din păcate se pare că liderul vrea să-i dăm noi. I l-ați dat deja? I l-am dat deja. De la altăieri? Pe la altăieri, pe Iordache. Iordache e un om care are sprijinul multor primari. Iordache, că a fost primar și după aceea ca politician, a ținut foarte mult la colegiul lui primar și a sprijinit și din mediul de afaceri, s-a descurcat. Păi dacă noi împingem spre acest lucru și pierdem în localele, pentru că PSD-ul are electoratul lor captiv, mare, și dacă îi împingem, facem astfel de greșeli din orgoliu și din prostii la doi neaveniți în politică, s-ar putea PNL-ul să piardă. Eu, sincer, când mă voi întoarce din concediu și în toamnă, când mă începe sesiunea parlamentară, voi sta foarte atent cu ochii pe Partidul Național Liberal și voi sancționa orice derapaj al partidului, chiar dacă până acum am tăcut și mulți întrebau de ce tace Dian Popescu. Am tăcut pentru că i-am lăsat să-și facă treaba, sperând că fac o treabă bună și cresc Partidul Național Liberal. Nu se ocupă de vendete, de alte tâmpenii, nu se ocupă de predarea partidului vechiului PDL și de sfințarea vechiului PNL. Sunt oameni care au muncit 20 de ani în partidul ăsta, care sunt izolați. Eu nu i-am izolat niciodată, deși au fost împotriva mea. Am priceput. Da, cam asta se întâmplă în partid, dar voi veghea la bunăstarea Partidului Național Liberal și transmit colegilor din Partidul Național Liberal că voi fi alături de ei și această tăcere a mea de câteva luni se va opri cândva și orice derapaj va fi sancționat de mine destul de dur, mai ales acestui otevist venit aici în Gorj. Bun, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi la dumneavoastră îmbătătură, să zic așa. Vă mulțumesc că ați acceptat să ne răspundeți la întrebări. Noi ne revedem vinerea viitoare la 21 la Verde în față.